Mobilizare de forțe polițienești pentru depistarea unui hoț de salam. Un bărbat din Arad, în vârstă de 39 de ani, a devenit ținta polițiștilor după ce a furat 20 de kilograme de salam. Potrivit reprezentanților poliției Arad, în 20 ianuarie, omul ar fi intrat în curtea unui imobil din Adlac, de unde a sustras mezeluri în valoare de 1300 de lei. Se pare că a lăsat urme, deoarece într-un final oamenii legii au reușit să-l prindă. De asemenea, cele 20 de kilograme de salam au fost recuperate aproape în totalitate și înapoiate proprietarului. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Salamul cu pricina este un brand renumit, fiind la mare căutare la noi în țară, dar și în străinătate. Are o istorie veche cu rădăcini în secolul al XIV-lea. La ora actuală este un produs bio făcut din carne de porc și costă 70 de lei kilogramul.